Daniel. Mihai, pasă în față. Voi a fost cel mai bun. În tema de picnic. Daniel, ce mi-a plăcut de la tine? Se știe o oră jumate, 100 de ron, se fac hamburger. Preparatul lui Daniel a fost foarte apreciat și atât de multe lucruri. Mi se părea un pic incomod de mâncat acest hamburger cu pâinea aia care mi se părea un pic seacă, un pic dură. Nu e deloc în stilul la un hamburger. Atât de multe preparate, până la urmă erau două beri cu un suc de portocale cumpărat și cu niște fructe puse într-un bol. Adică nu mi se părea așa atât de wow. Dar se vine cu băină, se face din casa. Adică a făcut toate lucrurile cum trebuie. Propriu-zis era hamburgerul cu niște biscuiți și nu mai știu ce era pe masă. O salată foarte asezonată care era fleașca în farfurie. Și nu mi s-a părut atât de wow cum pe cât au zis jurații. Și bravo ție! And the winner is me again. Super! Eu am câștigat, te simt super bine să fii câștigător. Mă simt... Simt super bine să fii apreciat, să se aprecieze munca. Mihai Irmia, tu de faiotaj cum arată? Cu pergamentul, adică tehnica. Și știi tehnica, este tehnica veca. Dar tot timpul tehnica veca trebuie să tot timpul se amintirea de ei, de ea. Adică, înțelegi ce spun eu? A fost foarte bună și foarte gustoasă. Singurul comentariu care l-aș avea legat la preparatul și al lui Mihai și aș spune al tuturor, este că toată lumea a decongelat o cocă și a rulat-o. Asta este singurul lucru pe care îl pot spune referitor la absolut toată lumea. Voi sunteți capitan de echipă. De mâine. Bucurați-vă! Ce? Stai acolo voi așa? Bucurat! Asta e față treaba, a făcut treaba foarte bună. Treaba foarte, foarte bună. Felicitări! Mulțumim! Acum ales echipa. Alex. Daniel. Flori. La Daniel. Alexandra. Mi s-a părut foarte apropiată de temă Alexandru, Alexandra. Și fără să fiu prea modest, și eu eram foarte apropiat de tine. Cine a rămas? Mirela. Eu. Mirela. Bravo, este echilibrat, nu? Da. Eu zic că Nicolae. Da. Absolut. Da.